Bună ziua! Astăzi o chestie de plastic pentru împachetat tricouri. Să vedem la ce folosește. Am văzut o groază de clipuri pe net. Pare că împachetarea este profesională într-un final. Ia să vedem pe unde te desfaci tu. Close this folder, nu știu ce. Așa, le întindem. Le împăturim un pic. Stânga, dreapta. Sus și gata, împachetate. Ia să vedem dacă ne descurcăm. Ca la reclamă. Am aici câteva tricouri și voi face, le voi împacheta frumos aici, în dreapta. Ia să vedem ce iese. Ei zic în film că să le punem cu fața în jos, astfel încât să se vadă scrisul când terminăm de împachetat. Le întindem frumos stânga-dreapta. Punem, îndoim aici cât să se intre în partea cu plasticul. Și facem... Poc! După care... Poc! După care încă un poc, care a rămas ceva pe afară. Poc! Și acum ultimul poc. Tadam! Și zic că acum este frumos împachetat ca la carte. Frate, arată destul de profesional. Ia să vedem. Și asta din prima, deci e prima încercare. Ia să încercăm ceva cu guler. Gulerul până aici, întindem frumos, întindem mânecile, îndoim frumos aici jos la bază, cât să intre în plastic și facem așa, iasă. Zdrang! Și zdrang! Și încă o dată ca să, tu te-ai îndoit, și încă o dată ca să ducem mâneca asta și acum lovitura de grație. Zdrang! Ia să vedem ce ești, frate. Bă, arată într-un fel. Deci dulapul meu va arăta cu totul altfel de acum. Da, deci cam asta e invenția. Așa arată, astea împachetate arată genial. Deci în viața mea n-am avut în dulap haine împachetate atât de bine. Tot și aici. Există versiunea asta foarte mare pentru versiunea mare pentru adulți și mai există o versiune pentru împachetat tricouri pentru copii și care funcționează pe fix același principiu, numai că este de dimensiuni mai mici. Tocmai pentru că tricourile copiilor sunt un pic mai mici. Un pic mai mult. Da, asta am avut de povestit. Este genial. Nu am crezut. Adică am crezut că e ceva gen reclamă din aia teleshopping. Chestia asta de plastic chiar funcționează. E luată de pe Amazon. Mi-a venit în 5-6 zile. Chiar funcționează ca în clip. Vă mulțumesc pentru tricouri împăturite frumos. La revedere!